Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei de 15 mai pentru semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător. Înainte de toate vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Voi începe cu zodia gemeni. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia gemeni, ce va fi în această zi de 15 mai, ce se va întâmpla, cum va fi pentru voi, pentru zodia Gemeni, ce noutăți, ce evenimente vor fi. Aici văd foarte mult entuziasm și nerăbdare pentru a duce la bun sfârșit anumite responsabilități. Foarte mult foc. Da, foarte multă dorință, foarte multă pasiune, dar și foarte mult stres. Zodia Săgetător, văd care are o importanță în viața dumneavoastră, și zodia Balanță, zodia de aer, zodie, intrați în legătură, poate aveți ascendent sau luna, sau veți intra în legătură cu persoane născute în zodia Săgetător sau Balanță. Să știți că veți primi vești bune în această zi, care vă va aduce mai mult curaj, mai mult optimism. Veți fi foarte energetic, veți avea foarte multă energie în această zi și văd că veți fi chiar inspirați pentru a începe un nou drum, pentru a merge mai departe. Dar vreau să vă transmit că văd chiar și mult stres, adică acest nou început și nerăbdare va duce la stres. Foarte multe responsabilități vă asumați, foarte multe greutăți pe spinarea dumneavoastră, care poate duce chiar la oboseală, da? Vă consumă bateriile, să spunem așa, și e ca și cum vă luați prea mult pe spatele dumneavoastră și trebuie să mai renunțați, să mai lăsați ceva jos, pentru că este prea mult, sau să încercați să cereți ajutorul altor persoane dragi. Trebuie să renunțați la anumite lucruri care nu trebuie neapărat, așa că acest lucru vi se sfătuiește. Văd că veți merge într-o instituție sau lucrați într-o instituție sau veți intra în contact cu un bărbat, un profesionist, un bărbat foarte mental, detașat, rece, distant, un bărbat care este foarte inteligent și are o putere, forță. Cred că e posibil să intrați în legătură cu acest bărbat în ce privesc problemele noastre, să cereți sfatul sau într-un mod direct sau indirect veți intra în legătură cu acest bărbat, sau poate dumneavoastră veți axa mai mult pe carieră, pe munca dumneavoastră și veți lua decizii, vă veți folosi mai mult mentalul decât inima, da? Cu zodia Balanță aici veți afla un adevăr sau va trebui să spuneți un adevăr sau să aflați un adevăr de la cineva, să aveți o conversație cu o persoană și să vă dea un sfat bun. Dacă sunteți femeie, poate intrați în legătură cu acest bărbat sau poate chiar energia dumneavoastră, da, hotărârea dumneavoastră și puterea sau structura veți da dovadă de acest lucru, de logică, de disciplină. Sau, cum am spus, veți intra în legătură cu un bărbat. Văd că veți face un drum sau la acest drum văd foarte multă determinare, foarte multă ambiție și o aventură, pasiune. Poate chiar veți intra în legătură cu un bărbat sau o femeie care e foarte pasională, pasional, care va veni către dumneavoastră foarte hotărât așa să negocieze, îi plac provocările, să vă cucerească, da? Să vă curteze. Sau va trebui să luați anumite decizii așa repezi, da? Veți intra în legătură oricum cu persoane mai determinate, mai pasionale în această zi, zodia Gemeni. Haideți să vedem, vreau să clarific aceste cărți. Pașul de bețe îmi spune că trebuie să dați dovadă de forță fizică,
Da, de lupte pot fi anumite bariere, să știți, sau întârzieri care apar, sau să mențineți un secret. Poate aveți un secret dumneavoastră, un țel și în această zi. Stres din cauza unui bărbat, din nou în semn de aer, sau un bărbat care lucrează într-o instituție, sau veți avea parte de stres din partea acestui bărbat sau din partea unei instituții. Văd aici un jurist, un științiat sau un bărbat care lucrează într-o instituție, poate fi un pic adversar vouă sau nu neapărat dușmănos, dar cu autoritatea sa sau poate respectă foarte mult legea sau dorește să fie precis sau să fiți precisă, precis și vă cere anumite lucruri, situații, pot provoca anumite situații care vă duce la stres. Haideți să vedem. Ok, și văd un adevăr pentru o femeie care mi se va spune din partea acestui bărbat. Un bărbat poate fi mai rece, mai distant și vă poate provoca o emotivitate și e nevoie să vă vindecați. Sau poate unii dintre voi veți intra în legătură cu persoana iubită, da? Și se poate afla un adevăr, se poate afla despre o amantă. Da, despre o a treia persoană. Și văd că această pasiune, cineva aici este un pic cam instabil sau există un pic de instabilitate. Cineva poate produce o anumită dezamăgire sau produce anumite speranțe, dar nu există, există un risc aici, există instabilitate din partea unui bărbat care dorește să fie mai independent și se simte foarte bine sau să aveți grijă în ce privește un bărbat ce promisiuni să nu să vă spună promisiuni, să vă promită mare acusare și să nu se țină de cuvânt, pentru că acest bărbat văd că aceste speranțe care le aveți în ce privește această situație poate fi o dezamăgire. Haideți să vedem îngerii. Zice să te convingi că meriți ce e mai bun și va veni pe strada ta acest lucru. Deci convinge, e posibil să fiți neîncrezători, să nu aveți încredere că meritați bine, dar trebuie să vă convingeți că meritați acest bine și el va veni în viața dumneavoastră. Trebuie să vă doriți ce e mai bun pentru dumneavoastră și că meritați ce e mai bun pentru dumneavoastră. Nu trebuie să vă mulțumiți cu ceea ce va veni sau cu situațiile care vor veni. Să vă doriți mai bine decât atât. Dragii mei, v-am pupat, vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere, Doamne ajută, numai bine. Voi trece la Zodia Balanță. Haideți să vedem turnul. Zodia Balanță, aici văd un caos. Evenimente neprevăzute, situații surprinzătoare care vor veni, care e posibil să vă ia pe neașteptate, o schimbare, ceva care nu a fost construit pe baze solide. Divinitatea aici este ca să intervină și va fi o transformare care va duce la o eliberare pentru a construi din nou de la zero, dar pe o bază mai solidă. Pentru un bărbat în semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, și văd că există aici o suferință, poate, din partea acestui bărbat. O suferință în ce vă privește, poate acest bărbat va provoca această suferință. Haideți să vedem. Pentru Zodia Balanță. Da, e posibil să aveți anumite preocupări, să vă preocupați în ce privește un bărbat. Ce privește stabilitatea acestui bărbat, în ce privesc anumite amintiri din trecut, anumite situații din trecut, da, și văd aici că cineva va trebui să se reîntoarcă în trecut, să rezolve anumite situații din trecut. Are o influență trecutul, da, și copiii aici au o influență, copiii, situații din trecut, amintiri din trecut. Aici trebuie să rezolvați ceva. Și văd că veți avea parte de suport din partea familiei. Cineva se întoarce sau o situație se reîntoarce. Și văd că există aici o suferință, o preocupare, da? Pentru acest bărbat sau din partea acestui bărbat, e posibil să aibă treabă un blocaj,
Pentru unii, fiind o etalare generală, poate fi probleme cu legea, da? Sau blocaje, sau închisoare, sau să aveți grijă la corpul fizic, să aveți grijă la alimentație, să dați mai multă importanță corpului dumneavoastră fizic, poate ce privește un drum sau de la drum. Poate fi aici o confuzie, o pierdere. Haideți să vedem, poate chiar și discuții mai aprinse cu acest bărbat sau o situație din partea acestui bărbat sau pentru acest bărbat produce această rană. Da? Și haideți să vedem. Dar văd că există suport din partea familiei și suport din partea persoanelor dragi, din partea persoanei iubite. Haideți să vedem. Poate a fost aici, poate se va întâmpla acest lucru din cauza unei imaturități. Da. Cineva aici poate fi bolnav sau neîncrezător, este în ansie în ce privește această pierdere, acest eveniment, această surpriză, veste neașteptată, întâmplare, etc. Văd că e nevoie de a da mai multă atenție acestui eveniment sau unei persoane special care poate este bolnavă, preocupată, insigură, în ansie și are nevoie ori de un doctor, ori cineva va ajunge la doctor, ori cineva va ajunge în spital sau va trebui să faceți o programare la un doctor și trebuie să dați atenție la persoane și la evenimente mai mult decât e necesar. Și zemnele de aer, perfect leu săgetător sau ascendent în zodia, perfect leu săgetător. Haideți să vedem acest bărbat. Văd că există fidelitate din partea acestui bărbat, există sinceritate. Un bărbat cu care veți intra în contact de la drum, care vă este fidel, care vă poate fi prieten, care vă poate ajuta. Trei de spade, această durere, suferință, dezamăgire, văd că produce o schimbare. Va fi o schimbare, un dezechilibru care duce la suferință. Cu moartea aici văd că ceva se termină. Va fi o suferință aici, din păcate. Cu treiul de spade va produce o schimbare în viața dumneavoastră, o transformare. Dar vreau să spun că veți avea parte de o bucurie. Veți avea parte de o bucurie, să știți. Să aveți grijă la o persoană mai tânără. Văd un semn de foc, berbec, leu, săgetător, poate veți intra în contact din acest bărbat, văd că va avea o bucurie sau intrați în legătură cu o persoană născută într-o zi de 6 sau mai tânără care vă va aduce o bucurie sau cu acest tânăr veți lua un acord, un angajament sau acest bărbat va trebui să se ocupe de această situație, să vă ajute într-un mod sau altul sau să vă ofere susținere. Haideți să vedem. Dar văd o bucurie aici, ceva nou care va duce spre bucurie. Îngerii vă spun așa că cu calma se face tot. Dacă tu gestionezi bine timpul tău și resursele tale. Deci încet, cu calmă, să nu vă pierdeți cu firea, să nu fiți ansioși, să nu vă grăbiți. Se va face tot ceea ce vă doriți și ceea ce e necesar pentru a rezolva această situație. Se vor sistema lucrurile în timp și cu resursele tale. Da? Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere, numai bine, dragii mei. Voi trece la zodia vărsător. Haideți să vedem. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia vărsător, mâine, luni, 15 mai, ce va fi, ce se va întâmpla? O claritate, o decizie va trebui să luați, o hotărâre. Și zodia balanță, zodia de aer, o hotărâre pentru ceva legal, pentru documente, pentru a rezolva anumite situații legale.
noi idei, noi planuri și victorie, succes veți trece peste obstacole, dar cu o decizie, cu o clarificare, cu văd că sunteți vizionari, realizați un adevăr, vedeți îndepărtare, veți stimula persoanele din jurul dumneavoastră, veți fi foarte focusați pe o situație, pe o hotărâre, pe ceea ce vă doriți și veți avea un mental mai clar, veți vedea lucrurile mai clar și vor aduce la succes aceste lucruri, va aduce la succes. Haideți să vedem. Pentru zodia vărsător, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce va fi, ce se va întâmpla? Ok. Da, trebuie să vă protejați, să luați o hotărâre pentru a vă proteja, să luați o hotărâre pentru a proteja o situație din jurul dumneavoastră în ce privește o schimbare. Trebuie să luați o hotărâre pentru a schimba ceva în ce privește un drum, de la drum poate, sau în ce privește o comunicare aici. Văd că zodia vărsător vede înainte, e un vizionar în viitor sau în ce privește anumite decizii pentru a se proteja. Nu știu dacă m-am făcut înțeleasă. E ca și cum dumneavoastră veți avea noi idei în ce privește o protecție, în ce privește o situație anume, pentru a vă proteja înainte să se întâmple. În ce privește anumite schimbări cu anumite persoane care poate deja știți că nu sunt sincere sau oneste sau pot apărea schimbări în viitor. Acolo dumneavoastră veți vedea mai clar și acolo veți lua decizii mai clare. Da? Pentru a vă proteja dintr-o situație cu anumite persoane care nu sunt oneste și deja prevedeți acest lucru. Și să fiți atenți în ce privește anumite vorbe, promisiuni, decepții, pentru că aici văd o intimidare, cineva se joacă poate cu mintea dumneavoastră sau nu se ține de cuvânt. Sau anumite comunicări care au o agresiune, acolo trebuie să luați o decizie cu claritate. În ce privește un drum, da? De la drum, unde văd poate pentru familia dumneavoastră, o situație în familia dumneavoastră, dar văd că veți depăși peste obstacole, peste probleme și veți avea parte de succes, da? Va trebui să mențineți controlul în această situație și văd că veți fi ambițioși și determinați pentru a menține un echilibru în o situație specială. Și văd că munciți mult, veți fi focusați în această zi, veți lua o decizie, vă veți proteja și să aveți grijă să vă veți da seama că o alegere nu a fost tocmai potrivită și să vă protejați în ce privesc anumite persoane cu care veți intra în contact în această zi. Și chiar să refuzați pe cineva o situație care se repetă în viața dumneavoastră, ați mai trecut prin acest lucru și cred că vă veți lua măsuri de precauție să nu mai treceți, adică veți refuza o situație sau pe cineva, veți lupta în ce privește o situație din trecut de la drum poate, dar veți câștiga, să știți, și văd că zodia săgetător poate veți intra cu o persoană de la drum sau din trecutul dumneavoastră care este în zodia săgetător. Vă apropiați de succes mai puțin și văd că veți învinge. Sunteți într-adevăr un pic răniți sau vă rănește această situație, dar văd că veți lupta. Veți lupta și mai aveți puțin și veți termina. Haideți să clarificăm. Asul de spade cu familia, veți lua o decizie pentru armonia în familie, pentru casa dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru a aduce familie în casa dumneavoastră și asul de spade, o hotărâre văd cu chiar și cu o prietenă sau cu un prieten. Haideți să vedem cinciul de spade. Au ieșit multe pentru cinciul de spade. Da, în ce privește o pușcărie
sau un blocaj. Văd că vă preocupă acest lucru și văd că vă luați măsuri de precauție pentru a vă proteja. Văd un blocaj, poate în ce privește o promisiune cu alte persoane, o programare sau o hotărâre se va bloca, da? Se va amâna. Și văd că vă preocupați de acest lucru. Haideți să vedem carul aici. O femeie. Pentru o femeie, în ce privește munca la drum, poate veți intra în contact cu o femeie să faceți un drum. Sau zodii de apă, rac, scorpion, pești, poate are importanță. Și o femeie văd că dorește să facă un drum, să ia o hotărâre pentru un drum sau pentru o situație de la drum. Și nouăle de bețe, văd că vă veți întâlni cu cineva, veți merge undeva unde ați mai fost în trecut, sunteți un pic rănită și stați acolo, încercați să vă protejați, să nu mai treceți printr-o situație care ați mai trecut. Văd că luptați și văd că vă veți întâlni cu prietenii, veți socializa și vă va aduce ușurare, da? Veți primi o vizită sau veți face o vizită și vă va aduce o ușurare. Haideți să vedem ce vă transmit îngerii. Să schimbi perspectiva de a vedea lucrurile din jurul tău, să schimbi modul de a vedea lucrurile, să vezi dincolo de aparențe, să schimbi modul de a vedea lucrurile, simplu. Uneori, pentru a vedea mai clar și mai bine, pentru a vedea mai clar, e bine să te îndepărtezi și să consideri această situație în întreaga ei. Deci, încercați să vedeți, să schimbați perspectiva de a vedea lucrurile. Că uneori, pentru a vedea clar, este mai bine să te îndepărtezi și să iei în considerare întreaga situație. Înțelegeți? Încercați să integrați aceste mesaje pentru fiecare dintre voi în această zi. În această zi de luni sau prin ce situații veți trece și prin ce se vor întâmpla în viața dumneavoastră, încercați să integrați aceste mesaje în propria voastră viață, da? Sau situație prin care veți trece. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. V-am pupat. La revedere, Doamne ajută! Numai bine, sănătate!